ziua, bună ziua, domnul Ion. Domnul Ion, l-am adus cupă aici la dumneavoastră, la Cugir. Ca să o vedeți de aproape și nu știu de câte ori v-ați urmărit-o, n-ați urmărit-o, ați urmărit-o cu siguranță pe timpuri. Acum s-a schimbat. Păi, v-am adus aici puțin să vă arăt, să o țineți puțin și să facem câteva poze cu ea. Da. Domnule Avram, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. De unde pasiunea pentru fotbal? Bună ziua, în primul rând. Pasiunea pentru fotbal, de mic copil. Jucam în fața blocului, atât, nu am fost nicăieri legitimat. Și cam atât, urmărim fotbal mult. Ce echipă susțineți? Craiova. Așadar, sunteți cu așteptări mari la... Sperăm. La titlul sperăm. Sezonul acesta. Sperăm anul ăsta, da. Cum v-a venit ideea să participați la concursul organizat de Cristin, sponsorul al Cupei României? Da, soția. Soția a participat pe numele meu și... Practic a vrut să vă facă o bucurie. O bucurie, da, mie și copilului. Da. Cu trofeul Cupei României. Da. Cu ce gânduri ați așteptat vizita lui Belo cu trofeul la Cugir? Pe mine m-au trimis pentru că eu sunt cu trofee. Am așa de multe trofee de nici nu mi-am aduc aminte. Puteai să le aduci pe toate. Le puteai aduce pe toate aici. Și să sperăm că poate va veni și aici la Cugir. Vreodată. Să o ridice copiii peste 10. O participare în Cupa României. Să sperăm. Finale. Ați fost în tribune la meciuri de Cupa României aici, la Metalurgistul? Am fost. Acum 3 ani. 2018. Ceva de genul. Jucau cu Iașu. Da. Diferență un pic de valoare. Da, a fost o sărbătoare pentru de localitate. Da. Aici au mai fost, nu mai știu, de mult, 87, ceva de... Dinamo, da, a fost Dinamo și bineînțeles că nu i-am bătut. Pe Dinamo e greu să-i bat. Dinamo, da. Atunci era greu să-i bat. Atunci, da. Acum e mai... Eu sunt cu Craiova, de mic, 85, 86, dau Craiova și așteptăm. Mai avem un pic, mai trei finale. Da. Să sperăm. Sperăm că iasă ceva. Păi, oltenii deja au început să sărbătorească, da, după fiecare meci, parcă... Da. Da. Ei sărbătoresc, dar mai... Să se limiteze un pic. Da. Cum vi se pare trofeul față de cum vă așteptat să fie? Greu. Tare greu. Mă doar genunchii, nu... Doar genunchii, da, și da. Nu e pot. E trofeul puțin mai greu de este. Este frumos. Este mai greu decât Cupa Campionilor și asta UEFA. Mai greu. Păi, na, Cupa României, nu e Cupa Campionilor. Domnul Avram, cum ați trăit de la televizor finala de Cupa României jucată de Craiova și câștigată? Wow. Păi când asta? Acum 2 ani. 2 ani. Da. Bucurie maximă, îți dai seama. Erați cu familia sau cu prieteni? Nu, cu familia nu, că nu mă suportă. La meciuri nu. M-am bucurat. În 85 am câștigat și eu cupa, o finală cupei, tot împotriva Craiovei. Da. Odată. Și în 86 sau în 80, tot în 84, Craiova în campionat ne-am învins cu 5-2 la Craiova. Lasă că am luat revanșa după aia în 86. 86, da. 86. Să ne spunem asta, domnul Avram, cu ce gânduri acum o să le povestiți familiei despre cupă? Aolea! Păi ce gânduri dacă ce Craiova gânduri? Nu joacă finala? Ce să... Aolea! Păi am întrebat pe copii, ei mai mult simt cu Cu sepsi, da, cu sepsi. Ce să le faci la copii? Nu poți să-i schimbi. Dorința lor e să câștige sepsi final. Da. Păi Steaua oricum, oricam câștigat, nu? Destule. Da, FCSB, nu? FCSB, da, nu știu, FCSB-ul, dacă nu.
Care cele mai frumoase amintiri pe care le aveți ca suporter de pe stadionul de aici, din Cugir? Din ce vă amintiți de la partide? De aici? Asta în divizia 3-a, nu? Erau meciurile aici. Da, Liga 3-a și ori fost anii 80 erau în Liga 2, Liga 2, în Seria B erau, da. Și veneau, nu mai știu, eram mic. Eram cum erau copiii acum, ăștia. Puține amintiri de aici. Păi țin minte ăla cu Polia și CSM. Da, atât. Numai ce am fost ieșit de la lucru și am prins repriza a doua și când am venit, ori dat două goluri repede și m-am dus acasă, că aici am pus stadion. Gata, au fost. Da. Așa, ca și la noi acolo, din, de unde sunt eu, din Moldova Nouă, tot așa, era divizia a doua, după aceea a treia și veneau minerul Moldova Nouă, veneau minerii, stadion plin când se mai jucau meciuri. Păi când jucau în Seria B mai de mult, era plin, era plin aici. Da. Plin. Prin stadion. Acum să sperăm că se va umple. Și acum. Dacă sunt rezultate, dacă.